Bună seara, dragi prieteni! Dinamo revine în șoseaua Ștefan cel Mare după o săptămână în care a suferit două înfrângeri, una la Cluj în campionat cu CFR și una în Cupa României, Cupa Pandurii Târgu Jiu. Oțelul Galați, adversara liderului din această seară, vine de asemenea după un șoc 0-7 pe teren propriu cu Rapid. Se anunță un meci interesant între două echipe deschise, între doi antrenori care au concepții moderne, doi antrenori care au făcut treabă bună în ultima perioadă, Mircea Rednic la Dinamo și Petre Grigoraș la Oțelul Galați. Dinamo începe în această seară cu Gaev, Pulhac, Moții, Cătălin Munteanu, Niculescu, Dănciulescu, Blei, Zeca Langa, Cristea, Ropotan și Radu Ștefan, absențe importante în lotul echipei antrenate de Mircea Rednic. Suspendați sunt Mărgăritescu și Ganea, accidentat este Denis Cerman, iar Pașcovici în voiți. Înainte acestui meci, Petre Grigoraș a spus: nu mai vreau să fiu agentul 007, glumeam, amintindu-și de meciul cu Rapid București. Iată formația Oțelul Galați în poartă cu Cosmin Vâtcă, jucător de câmp, Baciu, Crăciun, Gado, Tănase, Sergiu Costin, Daniel Stan, Florin Lazăr, Gabriel Paraschiv, Dorin Semeghin și Emil Jula. Emil Jula este omul care a înscris golul victoriei în meciul cu Steaua. Ne așteaptă așadar o partidă foarte interesantă astăzi pe stadionul din Ștefan cel Mare. Dinamo a traversat o săptămână agitată, au fost cele două înfrângeri cu Clujul și cu Pandurii. Au fost și declarații lui Gigi Nețoiu, să vedem cum va arăta Dinamo astăzi fără Ionel Ganea pe teren. Așa cum spunea și Cosmin, Ganea este suspendat pentru cum multe cartonașe galbene. În 21 de partide oficiale la start, din startul sezonului și până la jocul de la Cluj, dinamoviștii au câștigat 20 și un rezultat de egalitate. Într-o săptămână, mai bine zis într-un interval de 3 zile, au suferit două înfrângeri. Cristi Borcea ne spunea înainte de startul partidei că vom vedea astăzi o altă față a echipei dinamoviste, care are în continuare un avantaj de 11 puncte față de formația de pe locul 2, Steaua. Deci doi dinamoviști intră în focul cupelor europene. Aleargă acum Claudiu Niculescu, pătrunderea lui Niculescu, șut cu dreptul. Nu, pe lângă poartă și mingea va fi repusă din colțul careului mic. O pătrundere în forța lui Claudiu Niculescu, talonat acolo de fostul stelist Marius Baciu. Prima ocazie a lui Claudiu Niculescu. Rezerve la Dinamo sunt Goian, Codreanu, Galamaz, Mendi, Predescu și Tameș. Am revăzut șutul lui Niculescu cu stângul și nu cu dreptul, a șutat Claudiu Niculescu. Am fost poate prea convins că va folosi piciorul său de bază. Acum Moții din fața lui Daniel Stan, omul care a înscris 3 goluri anul trecut în Ștefan cel Mare. Șut al lui Cătălin Munteanu, mingea a trecut pe lângă poarta lui Vâtcă. Dinamoviștii au avut două șuturi în aceste prime 3 minute. Este interesant, în această seară se întâlnesc singurele formații din Liga 1 care după 14 etape nu au 10 echipe. Se luptă să scape de retrogradare, au ca principal obiectiv evitarea retrogradării. De altfel, din 18 echipe în Liga 1, după 14 etape, 12 formații au golaveraj negativ, inclusiv Oțelul Galați, deși este pe locul 5 în clasament. E adevărat, golaveraj stricat etapa trecută după înfrângerea pe teren propriu cu Rapid. Ocazie mare la poarta lui Vâtcă, este 1-0 pentru Dinamo. 1-0 pentru Dinamo. Cristea, autorul golului, mingea a trecut peste grupul de jucători, gălățenii protestează, s-au dus la arbitru Sebastian Colcescu, nu știu ce s-ar fi putut întâmpla acolo, ne vom edifica poate la reloare. De două ori a căzut mingea în careul oțelului înainte să ajungă la Cristea. Grigoraș era deja la asistent și iată acolo o discuție cu Mircea Rednic, care e antrenorul de la Oțelul Galați. Este nemulțumit, a trecut chiar prin fața lui Mircea Rednic și s-a luat la ceartă. Iată-l acum pe Grigoraș pe teren. A intrat pe teren să protesteze. E, cred că va fi trimis în tribună acum. Asistentul să fi semnalizat ceva, dar nu știu ce. Numai la
acel contact poate să fi văzut ceva, dar recunosc, poate a fost ceva înainte și n-am văzut noi. Grigoraș se lasă cu greu înduplecat, va trebui să meargă în tribună. Da, și-a asumat acest risc, a intrat până la mijlocul terenului pentru a protesta. Recunosc, da. n-am văzut. E posibil să se fi întâmplat ceva, ceea ce nouă ne scapă. Acum a intenționat. Aici, aici în săritură puțin Niculescu dezechilibrează pe Sergiu Costin, dar sunt dueluri care se întâmplă frecvent. Da. 1-0 pentru Dinamo. Iată-l pe Petre Grigoraș, nevoit să vadă meciul din tribună. E clar, avem un meci tensionat astăzi în Ștefan cel Mare. Este 1-0 pentru Dinamo. Da, iată-l pe Colțescu, ridică mâinile, lasă jocul să continue, dar fluieră sfârșitul primei reprize. Mai puțin de 3 minute a fost prelungită această partidă, contează mai puțin. Se anunță a doua repriză crâncen aici în șoseaua Ștefan cel Mare. La pauză, Dinamo conduce cu 1-0. Rămâneți alături de noi, revenim după publicitate. Din nou în legătură directă cu stadionul din șoseaua Ștefan cel Mare. A început repriza a doua partide dintre Dinamo și Oțelul Galați. La pauză, gazdele conduc cu 1-0 după golul marcat de Cristea. Mircea Rednic a fost forțat să facă două schimbări. S-au accidentat Zeca Langa și Cătălin Munteanu. Lipsesc astăzi din echipa dinamovistă Denis Șerban, Mărgăritescu, Ganea și Pașcovici, accidentați, suspendați sau învoit cazul lui Pașcovici. Dinamo are avantaj de un gol după reușita lui Cristea. Petre Grigoraș a fost trimis în tribună în afara terenului de arbitrul Sebastian Colțescu. Dinamo cu Gaev, Pulhac, Moții, Niculescu, Dănciulescu, Blei, Cristea, Ropotan, Radu Ștefan, Predescu și Tameș. Iată-l în imagine pe antrenorul oaspeților Petre Grigoraș, Vâtcă, Baciu, Crăciun, Gado, Tănase, Sergiu Costin, Daniel Stan, Lazăr, Paraschiv, Semeghin și Jula, 11-le lui Petre Grigoraș și 11-le formației gălățene, o echipă care a dominat finalul primei părți. N-au fost multe ocazii de joc, dar a fost un meci echilibrat aici în prima parte. Dinamo, Oțelul Galați, oaspeții vin după o înfrângere pe teren propriu, 7-0, au pierdut în fața Rapidului, iar Dinamo a suferit două înfrângeri. Tănase, Semeghin, foarte activ astăzi fostul dinamovist. A fost pasa lui Paraschiv pentru Daniel Stan. Așteaptă în careu Jula spre să dea ceva acest balon și a fost lovitura de cap a lui Gato. Cea mai mare ocazie a Oțelului în această partidă. Mingea trimisă de Gado cu capul exact în brațele portarului Gaev. Încearcă gălățenii să profite de degringolada dinamovistă. Rezolvă acolo Tameș. Pasă bună în stânga pentru Niculescu, este pe stângul, Dănciulescu ratează, șut pe deasupra porții. Două ocazii într-un minut singur cu portarul, Dănciulescu și Gado. Mai întâi oaspeții au ratat, iată reluarea fazei cu capul din 7 metri, a trimis Ramses Gado exact în brațele portarului Vladimir Gaev. Dinamoviștii au replicat imediat și Dănciulescu a ratat din fața porții apărate de Vâtcă. Iată reluarea, foarte bună pasa lui Claudiu Niculescu, la fel de bună și intervenția lui Vâtcă.
Se încinge meciul aici în șoseaua Ștefan cel Mare. 5 minute. A respins acum Dănciulescu din propriul careu. Iată reluarea. Nu este offside. Nu este offside. Da, acolo Moții a ratat execuția. Respinge Moții din propriul careu. Galaciul presează, a creșit acum Lazar, o pasă. Este incursiunea lui Cristea, din nou nu este atacat Cristea, mingea ajunge la Tameș. Sunt acolo doi adversari și acum Dănciulescu, dar se fluierase. Dan, o pasă pentru Dănciulescu. Respinge Marius Baciu. Mai avem o jumătate de oră din acest meci. Dinamo conduce cu 1-0. Tameș, George Play, Predescu, atacat de Crăciun. Trece frumos Predescu, dar a exagerat puțin acolo. Exact când avea nevoie mai multă de limpezime, s-a complicat. Fără îndoială lipsa de experiență, dar a trecut frumos de trei adversari. Se joacă foarte rapid. Dănciulescu. Cristea îi cere Claudiu Niculescu, dar era în offside. Cristea preferă șutul, mingea este deviată. Gălățeni încearcă să evite cornerul. Șut și gol! Gol Claudiu Niculescu. O gafă defensivă, informația antrenată de Petre Grigoraș. A speculat momentul Claudiu Niculescu și înscrie al șaptelea gol al său în campionat, după cele șapte marcate în cupele europene. Au încercat să evite cornerul fotbaliștii Oțelului. Iată-l pe Niculescu, a șutat cu stângul, fără preluare, șut perfect al lui Niculescu, după greșeala lui Lazar. Nu e voie să te joci așa, da, în fața lui Claudiu Niculescu. E neiertător în astfel de faze. Nici n-a mai apucat să reacționeze. Văd că minutul 62, Niculescu înscrie al doilea gol, după ce gălățenii reușiseră să echilibreze jocul. Au ratat două ocazii importante și Dinamo a ratat o mare ocazie prin Dănciulescu. Acum este 2-0 și ceva mai multă liniște în tribune. Este oricum. Suporterii dinamoviști au reacționat înainte ca mingea să iasă în afara terenului, părând a fi convinși că mingea va fi trimisă în poartă de Claudiu Niculescu. Rămâne 2-0. Iată reluarea din terenul propriu, a sprintat Claudiu Niculescu. Fantastică viteza, n-aș fi spus că are o asemenea viteză Claudiu Niculescu. Da, nici Niculescu pare să nu se simtă prea bine, motiv pentru care este înlocuit de Mendy, motiv pentru suporterii dinamoviști să-și exprime sentimentele față de autorul celui de-al doilea gol, Claudiu Niculescu. A marcat al șaptelea gol, gol înscris cu piciorul stâng de Claudiu Niculescu, intră Mendy. Au ieșit astăzi trei jucători accidentați, dacă îl punem la socoteală și pe Claudiu Niculescu, pe care l-am văzut și căpătând. Două minute va fi prelungită această partidă. Intrăm în curând în aceste ultime două minute. Dinamo are avantaj de două goluri și și consolidează prima poziție. Iată-l pe Mendy, pasează pentru Dănciulescu, este 3-0. Mendy
Primește felicitările lui Dănciulescu, le merită Mendy, putea să șuteze, a preferat pasa, iată reluarea, nu este offside, poziție corectă, cere offside portarul Vâdcă, dar nu a fost, Mendy putea să-și încerce șansa de a înscrie primul gol pentru Dinamo, dar smulge aplauzele suporterilor dinamoviști, a fost altruist, a venit Dănciulescu complet liber. Dănciulescu ajunge și el la cota 7. 24 de goluri au marcat împreună Ganea, Niculescu și Dănciulescu. Bălțoi și Bănaru în careul dinamovist, va fi lovitură de la colț pentru Oțelul. Un minut și jumătate, mai puțin, două minute a fost pronunțat Gloria Bistrița. În ultima etapă a turului, Dinamo întâlnește pe Ceahlăul în direct la Antena 1. Este ultimul fluier al arbitrului Sebastian Colțescu. Dinamo învinge cu 3-0. Rămâneți alături de noi pentru a vedea impresiile antrenorului dinamovist după acest succes net, 3-0 Dinamo Oțelul Galați, rezultat final. Facem o scurtă pauză pentru publicitate, după care vom reveni cu rezumatul acestei partide și declarațiile antrenorului Mircea Rednic.